Responsabilă a rolului femei în societate. Din nou, în direct la Vorbe Grele, 13-13, numărul de SMS. Și acum o să vă citesc într-un text total dumneavoastră, care este rolul femeii în politică. Da? Și spuneți așa, totuși, n-am văzut niciodată în România o femeie prim-ministru, ori ministru al finanțelor sau al economiei, nici măcar ca alternativă. Și ca un exercițiu în discuția cu Corina de la Realitate, fosta mea colegă Corina Drăgătescu, vă întrebați de ce n-ar putea și o femeie să aspire la președinția României. În primul rând vreau să vă dau vestea proastă că la un dat a avut niște gânduri de a aspira la președinția României doamna Mona Muscă și brusc s-au descoperit scheleții din dulap, ca să citesc din clasicul Oprescu. Și în al doilea rând, că vă place sau nu, jucați un rol politic sau încercați să-l jucați într-o țară profund misogină, vă spune un bărbat chestia asta. Sunt conștientă de asta. Din nou, asta nu înseamnă că nu încercăm să schimbăm lucrurile. Ca să explic puțin intervenția de început din calupul anterior. De fapt, acea întrebare, dacă o femeie poate să-și asume rolul de președinte și care a făcut și a jucat rolul de știre autentică românească, m-a revoltat într-un fel. El era rupt dintr-un interviu în care discutam despre un prim-ministru renumit la nivel mondial. Era vorba de Helen Clark, care pentru 10 ani a condus una dintre cele mai eficiente guverne ale lumii, cea a Noii Zeelande. Este privit noul management public al Noii Zeelande, care a avut nevoie de mai bine de 2 decenii pentru a se reconstrui, e privit ca cel mai bun caz de bună practică de către țările OECD și ale băncii mondiale. Stați așa, dar nu înțeleg, e o problemă, n-ați asumat faptul, uite, eu dacă aș avea gândul ăsta, spuneți, eu, tonomatul, vreau să mă fac președinte, nu cu lui Băsescu, al urmașilor lui Băsescu, sau al urmașilor lui Băsescu. Dacă dumneavoastră ați vrea să deveniți președinte sau prim-ministru sau ministru al finanțelor, care cum e problema? Dar de ce să nu gândiți? Pentru că nu sunt pregătită, domnul Ciutacu, pentru o funcție de președinte. Păi vă pregătiți. Asta da. De-aia am și spus în viitor. Serios? 10, 20, 30 de ani. Repet la răspunsul la întrebarea noastră. De ce nu? Mona Muscă, de pildă, când a fost eliminată din PNL, e un fragment extrem de relevant în cartea domnului Valeriu Stoica, Unificarea Dreptei, unde povestește că dânsa trebuia de facto și de iure să preia președinția PNL. Și nu s-a întâmplat acest lucru doar pentru că era femeie. Nu vreau acum să aduc, știu și doar eu, pentru că era femeie? Da. Și faptul că era colaborator al securității nu era... Nu se știa la vremea respectivă. În PNL se cam știa, doamnă. Vă dăm o veste, da, vă dăm o veste tristă. În PNL se știa cam de prin 95. Pe mine m-a uimit ca la un intelectual de anvergura domnului Stoica, în interviu său cu Paula Ligică și în cartea respectivă... Poate nu fi știut domnul Stoica. De multe ori președinții nu știu ce li se întâmplă în partide, țări. Uite, tocmai tu, în contextul în care e totuși un model de feminitate autentică la care nu poți să nu te raportezi când vorbești despre femeile politică în ultimii 20 de ani. Tu nu ești foarte...